O carte pe zi cu Valentin Protopopescu. Ce este aceea o femeie? Iată o întrebare la care mulți deștepți și-au bătut milenii la rând capul să răspundă. În ciuda multitudinii de răspunsuri, niciunul nu poate fi invocat drept exclusiv corect, adevărat sau măcar satisfăcător. Însă această imposibilitate de fapt a defini femeia nu corespunde unei neputințe metafizice. Pe scurt, nu există o esență enigmatică a feminității. Nu e vorba de un mister abisal, accesibil doar unui grup restrâns de inițiați, mistici, vizionari sau pur și simplu divini. Femeia este lumea din care ea face parte, plus relațiile sociale care edifică acea lume. De la o asemenea realitate, clar sociologică și științific măsurabilă, a pornit și Alain Touraine când a scris cartea Lumea femeilor, tradusă în românește de Magda Jean Renaud și apărută la editura Art din București. Celebru grație lucrării Critica modernității, apărută în 1992, sociologul francez nu s-a culcat pe urechea dulce a notorietății. El a mai zguduit inerțiile intelectuale pariziene prin studiul O nouă paradigmă, ca să înțelegem lumea de astăzi. Lucrarea apărută în anul 2005. Nu în ultimul rând, Lumea femeilor, apărută în 2006, reprezintă o altă piesă de mare valoare a bibliografiei acestui cercetător serios și aplicat. Touraine subliniază dificultatea extremă pentru un savant masculin de a cerceta fără să deformeze realitatea complexă social a ființei feminine. De ce? Pentru că terminologia discursului este marcată de un supărător caracter al dominației masculine, care subliniază inferioritatea, impuritatea și mai ales insurgența femeii contra nedreptăților istorice ce i s-au făcut. Femeia ar fi astfel definită doar negativ, prin ceea ce nu este mai curând decât prin ceea ce ea este. Nici studiile de gen promovate de feministe, în ciuda aportului pozitiv în plan moral și politic, nu sunt cu mult mai redutabile cognitiv, căci acestea privilegiază și ele factorul masculin, ascuns în spatele tuturor noțiunilor legate de lumea femeilor. Aparent mai pătrunzătoare, teoria Keir susține că în spatele categoriilor de gen masculin și feminin stă dorința de a perpetua dominația unui sistem reproductiv bazat pe heterosexualitate, în cadrul căruia bărbatul îndeplinește funcția primordială. De aici nevoia unei deconstrucții genealogice, foucauldiene, a identității feminine, care a fost ocultată prin promovarea unui mit constrângător, cel al bărbatului culturalmente și social potent, situat deasupra femeii natură. Ori, susține Alain Touraine, lucrurile stau cu totul altfel. Afirmația "eu sunt femeie" nu înseamnă altceva decât că eu m-am construit pe mine însămi în calitatea mea de femeie, că în jurul identității mele de femeie se organizează comportamentele mele și judecățile de valoare pe care le formulez asupra lor. Ancheta include o primă serie de 60 de interviuri și 3 grupuri de discuții organizate de autor împreună cu Sandrine Bretonnier și Brigitte Beuzami în 2004, fără să fie vorba de eșantioane reprezentative. Urmează apoi o cercetare identică statistic realizată în 2005 de Turian, Kajia, Marfouk și Axel Emden, într-un grup format exclusiv din femei de religie musulmană. Ideea fundamentală a fost ca o primă grupă să formuleze ipoteze de lucru, iar cealaltă să le verifice, cercetătoarele interacționând complex cu intervievatele în grupuri de discuție liberă. Rezultatul este această carte ce oferă într-o lumină onestă științific imagini ale femeilor despre ele însele într-o multitudine de registre de relevanță socială și psihologică.